Lucrările pe două din cele trei tronsoane de la drumul strategic de la Botoșani deja au început, iar pe lotul întâi constructorul a decapat deja asfaltul de pe unul din cele două tronsoane și s-a trasat drumul. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, care a mai adăugat că pe lotul 3 s-a început organizarea de șantier și trasarea drumului. În paralel s-au făcut demersurile pentru obținerea tuturor documentelor pentru finalizarea procedurilor birocratice și s-a stabilit împreună cu dirigintele de șantier un grafic de lucrări pentru a se încadra în termenul cuvenit prin contract. Din păcate, asocierea care a contestat licitația pentru lotul 2 al drumului strategic și care a pierdut la Consiliul Național pentru soluționarea contestațiilor a mers mai departe și a atacat decizia CNSC la Curtea de Apel Suceava. Sperăm într-o decizie cât mai rapidă a magistraților suceveni, care au stabilit primul termen pe 7 iunie. Oricum, suntem pregătiți pentru orice situație, mai ales acum când DJDP a semnat și acordul cadru pentru întreținerea drumurilor județene.